Au început lucrările pentru o nouă bază sportivă în municipiul Drobeta Turnu-Severin. În incinta acesteia vom avea un teren de sport sintetic cu tribune și cu vestiare, două terenuri multifuncționale și chiar câteva spații de cazare. Autoritățile locale din Drobeta Turnu-Severin vin cu vești bune pentru locuitorii orașului. Este vorba despre realizarea unui nou obiectiv de investiții și anume o nouă bază sportivă. Aceasta va avea un teren de sport sintetic cu tribune și cu vestiare. De asemenea, o să fie create și câteva locuri de cazare. Primarul municipiului Drobeta Turnu-Severin este un bun profesionist, un edil implicat la cote maxime în viața cetățenilor, dar și în ceea ce privește dezvoltarea armonioasă a orașului. Acesta își dorește să facă din Severin un oraș din ce în ce mai modern, oferind toate facilitățile unui trai mai bun cetățenilor. Este o bază sportivă multifuncțională, va fi foarte frumoasă. Este aici, în zona sălii sporturilor. Era un teren nefolosit al primăriei, un teren cu buruieni, cu vegetație crescută așa puțin ca în junglă. Și împreună cu echipa de la primărie am găsit soluția pe CNI, pe Compania Națională de Investiții, să îl punem în valoare și va fi un foarte frumos teren de sport sintetic, un teren de fotbal, un stadion cu tribune, cu vestiare, cu un bazin de refacere a sportivilor, vor fi și un mini hotel, câteva locuri de cazare. Pe lângă stadion va fi și încă un teren multifuncțional. Toată investiția duce undeva la 6 milioane plus TVA. Deci dintr-o zonă nefolosită vom face o zonă excelentă pentru a sprijini sportul, pentru a sprijini mișcarea. V-am spus, sunt zone și domenii pe care ne-am axat foarte mult și educația și zona de mișcare. Oamenii își doresc lucrul acesta. Avem foarte multe echipe de juniori și de copii și le era necesar un stadion care să îndeplinească toate condițiile din punct de vedere al desfășurării jocului. Adică este maximul ce se poate face, 105 pe 65 de metri, deci toată lumea îl va folosi, inclusiv pentru jocuri internaționale. Un teren care până mai ieri era plin de vegetație crescută haotic, se dorește realizarea unei baze sportive. Au început deja demersurile și săpăturile pentru realizarea acesteia. Ce lucrări ați început acum? Am început baza sportivă aici la dumneavoastră. Am început cu săpăturile pentru vestiare și pentru... Aici vor fi vestiarele, da, în zona aceasta. Da, și terenul va fi terenul dincolo. Va fi parte dincolo și în partea dreaptă undeva acolo bazinul de retenție. Și un teren de tenis va veni acolo la teren. Da, da, știu că mai avem și terenuri multifuncționale, dar... Da, și aici, în zona asta, să vină... Da. Bun, dar să vă țină cu munca asta. Cu toată echipa, văd că sunteți prezent. Sunt sigur că o să mai bine. Veniți mai bine și alții. Bine, urmează să vină toți, așa, suntem pentru... Pe bucăți, fiecare pe ce da, are de făcut. Cu etapele lui, cu noi suntem cu săpătura și cu armătura de fier, pe urmă vin dulgherii, vin zidare și tot așa. Termenul de execuție al lucrărilor este de 9 luni, acestea fiind începute de săptămâna trecută, însă constructorii își doresc să termine chiar mai repede. Am început baza sportivă Mehedinț săptămâna trecută. Avem ca termen de execuție 9 luni. Sper să îl terminăm chiar mai devreme. Suntem cu echipa de Ferrari, cu bulbe scalvătoriște, cu am început cu săpăturile, cu tot. Avem de executat un teren de fotbal, două terene de tenis, bazinul și sperăm să fie tot ok și să...
terminăm în forță cum am și început. Bazele sportive reprezintă în continuare o problemă pentru sportul românesc, deoarece în comparație cu celelalte țări din Uniunea Europeană putem spune că suntem ceva în urma lor în ceea ce privește numărul de baze sportive sau infrastructura sportivă în general raportat la numărul populației. Tocmai în această idee, autoritățile locale au făcut demersuri pentru ca Severinul să se numere printre puținele orașe dotate cu o bază sportivă modernă.